destul de mare. Bună ziua! Declar deschise lucrările ședinței ordinare din data de 27.07.2018. Dau cuvântul domnului secretar al Comunei Sărata pentru a efectua prezența. Din numărul total de 11 consilieri sunt prezenți 9 consilieri. Lipsesc domnii Câmpanu Maria și Ienășel Andrei Dragoș. Proceda la lucrările ședinței. Vă prezint ordinea de zi. Procesul verbal. Dau cuvântul domnului secretar al Comunei Sărata pentru a supune la vot procesele verbale ale ședințelor anterioare. Procesul verbal al ședinței ordinare din 29.06, din luna iunie. Aveți obiecțiuni cu privire la acesta? Nu? Atunci vă rog, supuneți la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru. Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11 iulie 2018. Aveți obiecții? Nu? Cine este pentru? Unanimitate. Vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pentru trimestrul 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, modernizarea și extinderea școală cu clasele 1-4, sat Sărata, Comuna Sărata. 3. Proiect de hotărâre privind... Întrebări. La votul în da, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Doamna primar Irina Agatu solicită suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018. Un proiect de hotărâre privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local. Un proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru PUZ, construire sediu primărie. Și un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ, construire parc logistic TLC Sărata. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pentru trimestrul 2018. Că sunt întrebări? A fost discutat în ședință de comisie. Supunem la vot cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice al obiectivului de investiție, modernizare și extindere școală cu clasele 1-4, sat Sărata, Comună Sărata. Dacă sunt probleme și... Doamna primar solicită retragerea proiectului de pe ordinea de zi. Cum s-a discutat, mai trebuie modificat de vizul și nu s-a Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Întrebări? Aici este vorba de 3.000 de lei care îi luăm de la primărie și ducem la copiii instituționalizați. Nu avem suficienți bani acolo pentru cei care sunt în centrele astea de copii. Provenind de la noi din comun. Da, da, provenind de la noi din comun. Sigur că nu. Mai avem șansă să primim bani la rectificarea bugetară de la guvern în august? Din cât am înțeles, la sfârșitul rectificare pozitivă. August, da, așa se pare, discuții sunt. Știți că au mai fost și mai întrebați discuții. Mai așteptăm. Alte întrebări?
Să punem la vot cine este pentru. Unanimitate de vot pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local. Da, aici la extinderea de canalizare s-a depășit cu 3.000 de lei. Trebuie actualizată lista pentru că era o valoare, a fost mai mult, a fost avizile, trebuie studiu hidrologic, care a costat 2.700, el n-a fost prins în lista asta. Nu știam de el că să ne rogăm de problema asta. Și zona de extindere canalizare care... Mama a explicat când zis, îi facă de fundături și șaua, care face legătura cu DJ-ul, cu tot. Și pe vale, pe strada Tineretului, pe acolo? Urmează pentru că suntem prinși pe Poin, pe funduri europene și o să fie și acolo. Avem extindere de 10 km de canalizare. Deocamdată aici, pentru că vine și asfalt și am zis să nu mai stricăm încă o dată drumul. Să facem un pic canalizare la bucățelele astea două. Mai are cineva întrebări? Obiecțiuni? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind acordarea vizului de principiu pentru pus construire sediu primărie. Aici am discutat. Da. Pe comisie. Da. Cine este pentru? Unanimitate de și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pus construire par logistic de rece Sarata. Am luat. Asta au explicat. Da. Dacă nu mai sunt probleme, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate de vot pentru. Diversi. Dacă mai sunt alte probleme, e comun. Da, să vă prezint să au venit sala de sport, da, o să înceapă, că de repede am fost la CNI, am dus și avizele, urmează să facă proiectul tehnic și licitație, și o să fie și sala de sport. Da, și o să înceapă. Doar atât? Este și o cerere acolo? Este oferta și fotografie. Cumva înțeles. Ieri am avut o întâlnire cu domnul de la Dedeman, chiar de patron, a fost Cristi Pavel, și vrea să fac un teren de fotbal cu tribună, cu vestiare, cu tot ce ține acolo pe teren, la dealul nou. Da. Unul sintetic, cu gazon sintetic, iar unul natural, cu iarbă naturală. Să fie împrejmuit cu alei, cu tot ce înseamnă. Noi acolo avem propus și un parc pentru copii, un parc de joacă pentru copii, în parteneriatul care îl avem cu Fundația Târdezon. Acolo, pe o suprafață de 2000 de metri, cei de la Târdezon, cam așa. Iar ăștia au venit că vor să investească și să facă acolo, să facă un parteneriat privat, din discuții pe care le-am avut. Și dacă sunteți de acord ca să facem în zona aia acolo... Dar fi loc. Este loc. Deci bază sportivă. Da. Maria Filip, Costin Bușagă, care el antrenează. Și chiar are și băiatul lui Pavel, Cristi Pavel, care îl antrenează și îi place foarte mult zona și ar vrea să investească la noi la Sarata să facem lucrurile astea. Pare idei bune. Pare idei bune. Și am zis că mai întâi o să avem o discuție de principiu în Consiliul Local, dacă sunteți de acord, pentru că nu pot eu să iau decizia. Și ce firmă a propus, adică deci, am fost în teren, uitați cam cum arată, așa dacă vă uitați și cu pozi, cu tribună, cu tot și... Da, da, nu vreau da. Să se trezească că... Nu, deci vă prezint. Ori să după aceea să pun gălgeavă. Foarte bine. Dar acum acolo aia... Ce final va fi administrat de comună? Bineînțeles, sigur că da, dacă facem parteneriatul public-privat, atunci... E foarte... Da. Și limităm drumul ăla, să dăm mai încă parte. Să împrejmuiești. Da, ei vor să împrejmuiești, dar gardul s-a... Gardul, drumul drumurile vor fi acolo, lângă proprietăți, lângă gardul. Sunt în tabulat. S-a ieșit din partea aia, că s-au pus în partea. Așa era, de exemplu, pe partea de iest. Deci rămâne drumul și pus aia acolo. Ăla poate să vină exact pe lângă proprietăți. Bineînțeles, lângă gardul oamenilor. Deja am discutat, acolo vor să facă și șanț betonat, alei, pe
Protejează, da. Deci terenul ce prezentat pare foarte... Până, întotdeauna a fost teren bază sportivă. S-aducă terenul la orizontală, că e puțin înclinat acum. Au zis că o să trimită juristul lor de la firmă, de la Dedeman, care să vină să discute cu juristul nostru, să vedem forma legală care este. Și atunci, na, să începem să demarăm procesul. Ei sprijină sportul românesc, fac și reclamă. Da, Dedeman. Au zis că ei la Sărata au mai fost în zonă și chiar își doresc, că e foarte aproape. Și e aproape de oraș. Ei sunt din Suceava. Aer curat. Da. Și cam asta este. Da, ceva nu știu. Dacă mai avem, mai avem procesul ceva, o să nu. Deci, cum am zis, o discuție doar de principiu, sunteți de acord, demarăm mai departe, dacă nu... Eu aș avea o, nu o problemă, e o propunere. Ținând cont că în luna august va fi sărbarea Ziua Comunii, Ziua Comunii, Sărata, și ținând cont că eu am centenar, dacă s-ar putea să facem ceva mod special față de alți ani, să discutăm acum, că luna viitoare deja e preajma ședinței, în preajma sărbării. Știu, să ne gândim fiecare din noi sau dacă aveți vreo propunere vis-a-vis de chestia. Pentru că dacă 26 vor fi. Dacă vrem să facem ceva deosebit față de alți ani, iar vor trebui fonduri și tot în consiliu. Fonduri de ceea ce sunt, nu știu, ceea ce la sunt. Începutul anului. Și în funcție de ceea ce avem, dacă exact. Se poate face ceva altceva decât în alți ani. Nu înțeles, o să mutăm și o să... Și veniți cu propunere. Nu știu dacă mai permite bugetul să poate fi suplimentat. Nu, dar să ne încadrăm în ceea ce avem, sub nicio formă, deci la ceea ce vreau să dar dacă susținem noi, fiecare dintre noi. Ca idee, am spus, da, chiar dacă susținem fiecare, dacă suntem disponibili, facem. Dar dacă susținem cu sufletul, cred că va ieși o treabă bună. Și vor veni și cele de multe ori, eu nu cred că ajunge numai sufletul. Da, la situație. Contează cel mai mult, da. Să fim cu toți împărtași acolo la activitate. Dar tocmai că... În fiecare an am făcut acea activitate și am fost 3-4 care au fost. Restul am stat pe lături. Păi de asta să-și mutați ziua. Participa cu toții. Și cred că ar trebui mai multă publicitate, pentru că, de fapt, zilele astea sunt, sau sărbarea asta e sărbarea întregii comuni. Cum noi mergem, de exemplu, la Talpa și Talpa să vină la noi, adică eu zic că toată lumea, și din Balțata, și din Dealul Nou, și din Sărata, este ziua să facem publicitatea asta. Este și a celor din Talpa, e clar. Logic. Un exemplu pentru noi a fost Ziua Comunei a Său, în care ne-am dus mai multe formații artistice în care ne-am prezentat portul, ne-am prezentat... Dar au fost frumos și anul trecut. Anul trecut nu a fost ceva special, a fost de artist. Da, dar... Iar domnul să fie mai special. Să știți, vă ajutăm chiar dacă... Faptul că este centenar... Nu s-a putut să ne sprijinim dumneavoastră. Noi vă promitem, venim gratuit pe cheltuiala noastră și vă ajutăm ca și anul trecut. Cu mare drag, cu mare plăcere. Și acum, dacă vreți numai să ne comunicați data, să ne trimiteți oficial un e-mail și venim. O să trimit o echipă să vă ajutăm și noi. Da. Contează foarte mult. Da. Contează foarte mult. Și faptul că o să publicați chiar înregistrarea asta pe site-ul primăriei, cred că se vor informa și mulți constateni de anii noștri. Dacă nu mai sunt cu informația, se face ușor acum. Da. Da. Dacă nu mai sunt alte probleme, alte întrebări, declar închisă ședința de astăzi.